Salutare și bun venit la cea de-a cincea ediție a webinarilor Oradea Tech Hub. Ne bucurăm să vă avem alături. Într-o zi sperăm că și la voi la fel de frumoasă de toamnă, înspre iarnă. Aș începe cu un anunț în premieră și exclusivitate, după care o să revenim la tema webinarului de astăzi. Astăzi s-a lansat un program pentru care cred că este de foarte mare interes pentru noi ca și comunitate. Se numește Make IT in Oradea și vă invit să intrați pe site-ul lor, cum vedeți și acum prezentat, makeitinoradea.ro. Este vorba despre un fond anual de 300.000 de euro, un program special, poate chiar unic în România, prin care primăria din Oradea, în parteneriat cu alte entități, pun acești 300.000 de euro la bătaie pentru startup-uri. Dacă ai o idee, dacă ai un startup, dacă vrei să intri într-un startup care poate participă și va participa în inițiativa asta, poți să intri pe site-ul makeitinoradea.ro și să vezi despre ce este vorba. Urmează în scurt timp ca cei de la Make IT în Oradea să aibă și primul eveniment, în 4 decembrie. Găsiți mai multe detalii pe website. Ne puteți întreba, ne puneți întrebări. Noi la Oradea Tech Hub suntem parteneri principali acestui program și vrem mai mult decât informații care credem că vă sunt de folos, să venim și cu partea aceasta și să facilităm diferite entități care pot să vină și cu partea aceasta de finanțare. Dacă ai o idee, chiar dacă ești student, chiar dacă ești elev, veți vedea acolo sunt programe chiar pentru elevi. Și ai o idee de un startup în domeniul tehnologiei în general, sunt 300.000 de euro pe care primăria din Oradea pune la bătaie pentru voi. Bun, și acum hai să intrăm în pită, cum zicem noi ardelenii. Vorbim astăzi cu Răzvan și cu Alex de la Oracle despre cum construim cloud native application cu Oracle for Startups. Haideți să vă cunoaștem, Răzvan, dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre tine, apoi Alex. Da, sigur, mulțumesc, salutare tuturor. Eu sunt Răzvan, mă ocup de vânzarea de tehnologie, cred că în ultimii 10 ani. Așa, în nutshell, am început acum în jur de 10 ani când am pus umărul la crearea și popularizarea, cred că, primului SaaS de loyalty din B2B din România. Okay. Ulterior m-am ocupat de vânzarea de aplicații front-end ale Oracle, adică CRM-uri, service cloud-uri și așa mai departe, iar acum mă ocup de vânzarea de tehnologie. În paralel, pe lângă toate astea, în Oracle mă ocup și de popularizarea programului Oracle for Startups, despre care sunt aici să vă vorbesc. Super! Ne bucurăm, mulțumim pentru că sunteți prezenți și ați acceptat invitația noastră. Alex, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, să te cunoaștem mai bine. Cu mare drag. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Îmi pare foarte bine să fiu aici, în format electronic, alături de voi și de toți invitații voștri. Pe un subiect foarte, foarte drag, nou și interesant. Cred că discutăm din ce în ce mai des despre aplicații cloud native și mă bucur că avem ocazia să vorbim și în cadrul comunității voastre. Numele meu este Alex Neagu, inginer, arhitect cloud și în cadrul companiei Oracle conduc o echipă de arhitecți specialiști în tehnologie, oameni cu profil tehnic, alături de care ajutăm și sprijinim practic clienții și partenerii din Europa de Est în diferite lor proiecte de tehnologie. Proiecte indiferent de industrie, indiferent de aplicația propriu-zisă sau indiferent de domeniul în care vor să activeze, suntem acolo să-i ajutăm prin a consulta din punct de vedere tehnic care sunt cele mai bune mijloace tehnice prin care se rezolvă anumite aspecte. Perfect. Perfect, mulțumim. E un domeniu destul de vast. Mulțumim amândurora pentru prezența în webinarul de astăzi. Hai să intrăm să discutăm puțin. Menționam chiar din titlu despre Oracle for Startups. Răzvan, ce ne poți spune despre ce faceți în cadrul programului?
Oracle for Startups e practic programul cu care Oracle se adresează startup-urilor. Trebuie să înțelegeți că tradițional Oracle este văzut ca o companie care se adresează exclusiv companiilor enterprise. Odată cu cloud-ul, cumva s-au democratizat tot întreg accesul la softurile și tehnologia pe care Oracle le are și ne putem adresa și către SMB-uri, către small and medium businesses și la fel ne putem adresa către startup-uri. Este practic ceva prin care încercăm să creăm un win-win-win situation, adică prin acest program startup-urile câștigă, prin aderarea la acest program startup-urile câștigă niște avantaje financiare astfel încât ei să aibă acces la produsele noastre și aici vorbim de un discount de 70% pentru produse în primii 2 ani plus credite gratuite ca să facilităm accesul în program. Okay. Clienții noștri câștigă pentru că vor cunoaște startup-uri care sunt validate de către noi și pentru care noi garantăm și în felul ăsta ei obțin inovație la viteza pe care o poate oferi un startup și cu gradul de inovație cu care poate veni un startup și Oracle câștigă rămânând în centrul acestei conexiuni. Cu ce anume venim? Deci pe lângă ceea ce am discutat sunt multe beneficii, da. Și vă invit să intrați pe portalul nostru de startup ca să le vedeți acolo. Ca să menționez pe cele mai importante dintre ele ar fi în primul rând dincolo de discounturile care asigură accesibilitatea ca și prețuri și ca și pentru startup-ul să testeze tehnologiile noastre. Mai este partea de Market Connect, o numim noi, în care trebuie să înțelegeți, Oracle are 430.000 de clienți la nivel enterprise, la nivel worldwide. Acum totul e online, ne putem adresa, piața nu mai este neapărat locală, putem să mergem către tot mapa mondului. Și atunci un partener de tehnologie cum este Oracle, pe lângă tehnologia pe care ți-o oferă ca startup dacă intri în acest program, îți oferă o deschidere foarte mare. Poți să ajungi să cunoști clienți Oracle din domeniul enterprise la care direct poate nu ai fi avut niciodată acces. Așa. Dar se întâmplă asta la nivel de startup? Deci este un anumit nivel la care un startup poate să acceseze astfel de clienți? Este un anumit nivel, la modul că Market Connect, în momentul în care accesezi programul Oracle for Startups, acolo ești invitat să devii membru al programului. În momentul acela obții tot ce am vorbit mai devreme, adică avantajele financiare, astfel încât să începi să construiești folosind tehnologia noastră, practic fără niciun cost la început. Dacă vrei să te dezvolți mai mult și vrei să ajungi în partea asta de Market Connect, astfel încât să te introducem către diversi potențial clienți pentru tine, să te folosești de acest leverage, atunci trebuie să accesezi cumva acest nivel. Este destul de simplu și basic să faci asta, nu e ceva complicat. Implică un request special de făcut în sistem. Okay. Odată ce ești în sistem, ai încă un pas de făcut în care trebuie să faci un request pentru chestia asta. Request înseamnă să-ți descrii puțin business-ul tău, unde vrei să ajungi cu el, să faci un video pitch de 2 minute în care să-ți prezinți ideea ta și cum o vezi dezvoltată pe viitor. Îi faci upload, o trimiți și în momentul în care primești acceptul, tu ești practic acolo. Nu e ceva foarte greu, adică încă o dată pentru accesul la acest nivel nu ți se cere nimic altceva decât ceea ce un pic de extra work. Adică un pic de Răzvan, dacă îmi permiți, genul ăsta de engagement poate fi declanșat, să zic așa, de client direct prin faptul că tu ai o vizibilitate bună pe site-ul Oracle ca partener, ca startup înrolat ce prezintă o anumită soluție, dar poate la fel de bine să fie o resursă foarte importantă pentru noi. Din punct de vedere tehnic, noi încercăm de fiecare dată să rezolvăm prin intermediul tehnologiei anumite aspecte, anumite funcționalități, anumite carențe, nevoi de business. Oracle are un portofoliu foarte vast, este adevărat, dar de foarte multe ori ne aflăm în situația în care fie apelăm la tehnologie open source, fie suntem nevoiți ca în anumite proiecte să venim cu
tehnologie complementară, să zic okay, așa. Ok, că asta vreau să întreb, dacă există posibilitatea ca unul dintre clienți să fie chiar Oracle. Poate este un startup care vine cu o soluție care ajută chiar Oracle. Da, eu pot să zic, nu este o regulă, nu e ceva clar, adică dacă intri în programul ăsta, cu siguranță ajungi acolo. Dar s-a întâmplat, adică avem un exemplu, SOS Video, dacă căutați SOS Video pe Google, o să vedeți că este o platformă dezvoltată. Deci este un startup care a intrat în program, da. S-a dezvoltat pe tehnologie Oracle și a fost achiziționat de către Oracle. Ei acum sunt colegii noștri. Practic au fost achiziționați acum, nu știu, jumătate de an sau ceva de genul. O să vedeți și testimonial pe YouTube. Ok, deci pe lângă toate beneficiile mai este un... Pe lângă toate, da. La final i-au și cumpărat. Da, deci... da. Pentru că aveam nevoie asta la care ei răspundeau prin aplicația dezvoltată de către ei, au fost cumpărați. Oportunitate în plus de exit. Exact. Ce vreau doar puțin, pentru că eu pun întrebări și îmi dau seama că nu le-am spus ascultătorilor, urmăritorilor noștri, că și ei pot să pună întrebări. De obicei, cei care ne urmăresc știți ce trebuie să faceți. Intrați pe oradeatechhub.ro/live, oradeatechhub.ro/live. Vedeți acolo live, ne puteți urmări în continuare și în partea dreaptă aveți câmpul acela de la Slido unde puteți să puneți întrebări, le puneți live. Vom avea două secțiuni. În prima secțiune vom vorbi cu Răzvan despre partea aceasta, mai mult despre startup, business, ce oferă programul acesta Oracle for Startups. Vom avea pauza cu care v-am obișnuit, unde vom Răzvan și Alex vă vor pune vouă câteva întrebări și le puteți răspunde prin Slido, de aceea intrați pe oradeatechhub.ro/live, pentru că o să vedeți întrebările acolo. Și apoi Alex ne va prezenta puțin lucrurile din partea tehnică, ce resurse pune Oracle la dispoziție pentru startup-uri și ce alte inițiative faine au în direcția tehnică. Bun, scuză-mă Răzvan, am omis să spun lucrurile astea la început și aș vrea ca oamenii, dacă au întrebări, să le pună. Simțiți-vă liberi, la finalul prezentării lui Răzvan o să ne uităm și răspundem întrebărilor voastre. Bun, te rog Răzvan. Da, asta era și gândirea mea, că la final, asta nu știu dacă s-a menționat sau nu, ar fi bine să primească tot materialul pe care îl dau, mai ales că au acolo datele mele de contact și ulterior, dacă le vine orice idee, dacă au nevoie de asistență pentru a se înscrie, dacă au nevoie de orice, eu sunt available. Da. Deci să-mi scrie pe mail. Toți cei care se înscriu, au dat subscribe la newsletterul nostru sau s-au înscris la acest eveniment prin Eventbrite, vor primi un follow-up. Un e-mail în care vor primi prezentările voastre și orice alte resurse pe care le menționăm și pe care le puteți trimite către ei apoi. Bun. Te-am întrerupt, te rog să continui. Da, nu e problemă. Spuneam că pe lângă partea de Market Connect și pe lângă partea de credite, unde și aici e foarte important. În momentul în care ești înscris în această platformă, primești un credit de 500 de, primești 500 de credite pe care tu să le folosești pe platformă, în dezvoltarea la ceea ce vrei să dezvolți în cadrul programului. După ce se finalizează pulul de 500 de credite, mai primești încă unul de 1000 de credite. Practic, ți se dublează întotdeauna ceea ce ai inițial. De asta buy more, get more. Ah, ok. Asta pe lângă, separat de cei 70% discount despre care vorbeam, pe care îi ai pe toată perioada de 2 ani. Ok, interesant. Pe lângă partea asta, mai avem și partea de mentorship, prin care orice startup înscris poate să ceară mentorat din partea Oracle, din partea mentorilor noștri intern. Trebuie să înțelegeți că sunt oameni cu vastă experiență tehnică, care pot să ne ajute. Avem inclusiv echipa lui Alex, care e aici cu noi, ne-a ajutat de fiecare dată și ea acolo să ajute. Și pe lângă asta, bineînțeles, avem o vastă librărie de videouri, de povești de succes și de documentații de care vă puteți ajuta în ceea ce vreți voi să dezvoltați. Ce aș vrea să mai adaug apropo de programul de mentorat, nu vorbim doar de mentorat tehnic, să zic așa. În cadrul companiei Oracle, după cum a zis bine și Răzvan, se regăsesc oameni cu profesioniști în diferite domenii. Okay. Oameni care activează de peste 20 de ani în domeniul financiar, oameni care fac business development în sectorul respectiv de foarte mult timp. Orice domeniu cumva este acoperit și avem o soluție pentru absolut orice. În momentul în care particip ca și startup,
poți intra în contact cu o astfel de persoană care să te ghideze, alături de care să dezvolți împreună, în baza expertizei lui, te poate ghida cumva referitor la un control ar trebui să se îndrepte soluția ta. Care este piața? Deci nu vorbim doar de expertiză tehnică. Din punct de vedere tehnic, cu siguranță te putem ajuta. Dar din punctul meu de vedere, marele plus vine de aici. Din faptul că avem genul ăsta de expertiză, care istoric este adresată mediilor enterprise, expertiză pe care o putem pune în folosul vostru și putem lucra împreună, vă putem sprijini în efortul de a dezvolta o soluție în cloud. Ok, deci toate startup-urile care intră în programul ăsta, pot să fac asta din platformă sau e, nu știu, e un contact pe care trebuie să-l acceseze ca să ajungă în zona asta de mentorare și documentație tehnică și alte lucruri? Deci poți să facă din platformă după ce se înscriu acolo? Poți să facă din platformă, au acolo toate datele de contact pentru orice își doresc să facă. În momentul în care ți se provizionează contul, ai absolut toate datele available acolo. Dar încă o dată spun, pentru orice întrebare eu sunt acolo, de asta avem practic rețeaua asta de ambasadori, în fine, nu știu cât, cum răsună acest denumire. Da, cred că se înțelege conceptul tot mai familiar. Da, înțelegeți ce vreau să spun, suntem acolo mai mult să asistăm, adică să fim hands-on. Da? Dacă e ceva ce, nu știu exact cum spunea și Alex, dacă e cineva care are nevoie de o parte de mentorat pentru a se adresa domeniului banking, și eu nu știu banking, atunci știu pe cineva intern la care să apelez astfel încât să facă această conexiune. Și ca atare, de asta spun că liantul cel mai apropiat ar fi unul ca mine, un ambasador care cunoaște resursele interne și știe să facă legătura între ele foarte repede. Exact. Pasul 2, practic, se face un matching între nevoile voastre și ce anume căutați, efectiv, să obțineți de la Oracle, genul de expertiză de care aveți nevoie. Se face un matching între profilul vostru pe care îl completați în platformă și profilele, practic, ambasadorilor pe care îi avem în interiorul companiei. Și în momentul respectiv vă este cumva indicat care este persoana de contact și se pornește, practic, colaborare. Înțeles. Și asta presupune, acum mă gândesc că menționai un sistem acela de credite. Deci presupune consumarea creditelor sesiunea asta de mentorare. Sau există o limită? Mă gândesc că există o limită până la care puteți să faceți mentorare, că totuși trebuie să vă faceți și treaba mai departe. Sau sunteți angajați ca mentori? Nu suntem angajați ca mentori, dar soluția, partea de mentorship nu are legătură directă cu creditele. Acolo este vorba despre ceea ce consum, despre tehnologia folosită și de partea asta, nu partea de asistență sau partea de mentorship. Ideea e că ar trebui să rezolvăm problemele de mentorship tocmai din cauza datorită experienței vaste pe care o avem în intern. Exact cum spunea și Alex, adică nu ar trebui să dureze foarte mult. Înțelegem nevoia, ne adresăm ei și veniți rapid cu o soluție. Și da. Da. Perfect. Pot să împărtășesc cumva din experiența reală, să zic așa. Lucrez, dat fiindcă echipa mea are un rol regional, de exemplu, lucrez foarte de aproape cu un startup extrem de avansat. Este deja, cred că, în a treia rundă de finanțare din Macedonia de Nord. Ei, practic, dezvoltă o soluție de stocare în siguranța datelor, practic, personale, indiferent de ce tip de date, de la contracte, practic, sunt toate aceste informații sunt digitalizate, aduse într-un format digital și salvate într-o soluție tip blockchain. Pentru genul ăsta de soluție am pornit cu ei colaborarea în momentul în care, practic, soluția lor era la stadiu de concept, avea un minimum viable product, dacă vrei, și la momentul acesta platforma se află în producție pe platforma noastră și dincolo de expertiza tehnică cu care i-am ajutat și efectiv i-am sprijinit să facă dezvoltarea respectivei aplicații și migrarea în Oracle Cloud, am avut un mentor din ceea ce se numește Oracle Life Sciences. Este un domeniu, este o echipă în cadrul companiei Oracle care se ocupă de tot ce înseamnă aplicații de sănătate, să zic așa. Okay. Da? De la studii pentru medicamente, informații sensibile. Și practic a reușit să-i ghideze cumva și a reușit cumva să îi îndrume, să navigheze prin toate eventualele probleme hățișuri. Sau potențialele probleme pe care le-ar putea avea, hățișuri exact, pe care ar putea avea cu date, caracter personal, lucruri de genul ăsta, în baza expertizei pe care a avut-o. Și a fost o colaborare de succes inițiată în urmă cu 2 ani. Foarte, foarte tare. Acum, în timp ce spuneați lucrurile astea, mi-au venit în minte două întrebări pentru voi. Unu, există, aveți undeva și astfel de povești undeva să vadă oamenii
Poate e mai ușor pentru ei să relaționeze cu programul acesta. Dacă văd un startup similar ca structură, oamenii pot să vadă undeva poveștile astea de succes pe care le aveți în cadrul programului? Da, uite, o să opresc prezentarea o secundă. Da. Și am să intru pe browser să vă arăt efectiv. Asta e oracle.com/startup. Aici vă invit să intrați. Da. Se vede cumva? Imediat. Da, acum vedem. Vedeți Chrome-ul meu, da? Ok. Deci, cum spuneam, intrați direct pe oracle.com/startup și aici o să vedeți, aici practic, cum să zic, landing page-ul programului. Poți? În care doar se vede prezentarea. Da. Se vede prezentarea. Dacă poți să pui... Cred că trebuie să pun stop share și să share din nou, nu? Uite, nu știu sigur, dacă poți să faci drag căsuței de în fața prezentării. Acum ar trebui să vedeți. Da, vedem, acum vedem, perfect. Se vede, bun, ok. Deci asta spuneam, pe oracle.com/startup, aici este microsite-ul programului și aici vedeți toate beneficiile despre care vă vorbeam și, ca să-ți răspund întrebării tale, aici aveți Meet the Startups. Iar pe Meet the Startups o să vedeți toate poveștile de succes ale startup-urilor care beneficiază de program acum. Aici sunt câteva, iar mai jos vedeți toate logo-urile și puteți intra pe fiecare să vedeți cu ce se ocupă, din ce regiune sunt. Sunt filtre, după cum vedeți, sunt destul de multe. Okay. Sau dacă vă e mai ușor să vedeți poveștile lor, puteți accesa canalul de YouTube Oracle for Startups, chiar așa se numește. Și pe acest canal o să vedeți foarte multe povești live și testimoniale ale lor, cu ce au făcut și cum i-au ajutat Oracle în dezvoltarea lor. Deci există material pentru asta. Perfect. Cei care ne urmăresc, da. Dacă aveți întrebări pentru Răzvan, puteți să le puneți în secțiunea de Q&A pe oratechhub.ro/live. În partea dreapta a live-ului puteți urmări în continuare live-ul pe pagina aceasta. Și în partea dreapta a live-ului aveți un embedded de la Slido, acolo o căsuță unde puteți să puneți la secțiunea de Q&A întrebări. Și imediat ne vom întoarce la ele. Te rog, Răzvan, dacă mai e ceva să ne prezinți? Da, practic, dacă ideea este că îi invit pe toată lumea să intre pe portal, îi invit să-și facă sign-up pe platformă, îi invit din tot sufletul să-mi scrie, să obțină de la mine orice întrebare, orice răspuns la întrebările lor pe care le au pe partea de startup-uri. Practic este foarte simplu procesul, sunt 4 pași mari și lați. Intri pe platformă, îți dai datele, primești un welcome email în care ești invitat în startup portal și apoi ai acces la Center of the Universe, zicem noi, un loc în care îți creezi profilul startup-ului tău, vezi câte credite primești, poți să accesezi mentorship, poți să-ți migrezi datele. Ai parte de ce discutam despre Market Connect, poți să faci request-uri acolo și toată librăria virtuală de video și documentație despre care vorbim. Se pare foarte tare că tot procesul ăsta este online, se poate face de acasă, de la birou. Absolut. Și să ai acces la o piață globală cu câteva clicuri în 4 pași simpli. Da. Ai descris foarte bine întreaga filozofia proiectului nostru de startup. Încă dinainte să apară toată nebunia asta cu remote work, da, în condițiile actuale, programul nostru era complet digital. Tocmai pentru a facilita accesul la resurse la nivel global, diferiți indivizi, diferiți colegi, diferite persoane care să te poată ajuta în procesul tău de creștere. Și da, într-adevăr, mare parte din interacțiune este digitală by design. Ok. Te rog, Răzvan. Nu știu dacă... Da, atât am avut să vă povestesc. Da. Noi astăzi vorbim... Să vă povestesc încă o dată. Da, vă invit să accesați oracle.com/startup și o să vedeți acolo multe lucruri foarte interesante. Oricum, foarte valoroase insight-urile pe care le-ai adus. Mulțumim mult. Cred că întreaga comunitate se poate bucura de o asemenea expunere. Nu văd de ce nu te înscrie pe o astfel de platformă. Și aici am o întrebare, pentru că astăzi vorbim despre cloud native applications.
Doar astfel de startup-uri se pot înscrie pe platformă sau ce alte tipuri de startup-uri? Pentru că spuneați de cel din Macedonia era o soluție de stocare a datelor în blockchain, e ceva diferit. Ce tip de startup-uri pot să se înscrie în program? Aici o să-mi permis să intervin eu să răspund. Orice tip de startup poate beneficia de aceste avantaje. Bineînțeles, fiind un furnizor de tehnologie, noi cumva e firească colaborarea îndeaproape cu companii ce dezvoltă aplicații și se bazează pe digitalizare. Dar colaborăm cu startup-uri din agricultură, colaborăm cu startup-uri din orice domeniu practic, nu știu, din Horeca, din whatever. Acolo unde este nevoie de tehnologie, este nevoie de o soluție digitală pentru a atinge un anumit scop. Bineînțeles că nu vom fi noi cei in the driving seat, da? Deci nu va fi Oracle cel care îți va dezvolta propriu-zis aplicația, dar Oracle este acolo pentru tine pentru a te ajuta în efortul tău și de a fi alături prin, din nou, expertiză tehnică, sfaturi și când vine vorba de produse și tehnologia noastră, serviciile noastre cloud, cu siguranță suntem acolo pentru procesul pentru a te ajuta hands-on de data asta și nu doar prin sfaturi, să zic așa. Ok, perfect, mulțumesc. Cred că ai răspuns întrebării mele și cred că e mai clar acum pentru cei care ne urmăresc sau văd această înregistrare mai târziu. Sunt două întrebări pentru tine, Răzvan. Le-am primit pe Slido, pe oratk.ro/live. Întreabă cineva care este stadiul de dezvoltare recomandat pentru un startup care să intre în acest program al Oracle. În ce stadiu ca startup poți să faci sign-up? În orice stadiu, dacă te consideri startup, ești welcomed. Dacă în stadiul de dezvoltare în care te afli, simți că ai nevoia de o tehnologie să te ajute să-ți dezvolți mai departe ideea, simți că ai nevoie de un astfel de program, noi te așteptăm cu brațele deschise. Bun. Nu este un impediment, spre exemplu, faptul că existi pe piață de, nu știu, un an de zile sau doi ani de zile, dar nu există impedimente. Practic, noi suntem cei care definim criteriile de aplicabilitate și în momentul de față, dacă nevoia există acolo și noi o putem acoperi în urma la ce au văzut participanții că am prezentat, suntem cu brațele deschise, îi așteptăm. Bun, mă gândesc că e nevoie de o entitate legală stabilită, de o formă legală. Asta, da. Asta e un minim o formă required, legală, da. Da. Ok. Da. Și o formă legală, da. Iar avantajele, asta vreau să zic, avantajele cumva vin și tot ceea ce a prezentat Răzvan, vine și pe măsura evoluției tale ca și startup. De exemplu, partea asta de credite, servicii cloud, asistență tehnică, în cazul în care ai nevoie de anumite resurse de calcul, ai nevoie să, nu știu, să creezi mașini virtuale, să surlezi aplicațiile în cloud și așa mai departe, cu lucrul ăsta putem să te ajutăm fără niciun fel de problemă. Dar pentru a, de exemplu, avea o bună expunere către clienții noștri, bineînțeles că atunci va trebui să fie ceva mai concret, nu e suficient o idee. Trebuie să ai un produs, trebuie să ai un offering pe care să-l aducem în fața clienților. De asta și avantajele vin pe măsură ce dezvoltăm împreună. Corect, corect. Mulțumesc pentru clarificări. Mai avem o întrebare pentru tine, Răzvan. Dacă ai un sfat pentru cei care vor să înceapă un startup și nu au experiență deloc, poate nici în zona asta tehnică, care ar fi procesul pe care ar trebui să-l urmeze? O persoană care vrea, îi se pare tentantă oferta pe care o faceți și îl pasionează zona aceasta de tehnologie, dar nu are experiență deloc, n-a mai participat într-un startup, n-a mai făcut un startup până acum. Ar trebui să își caute nevoile, să caute în nevoile pe care le simte și că sunt neacoperite. Ideea e că există nevoi neacoperite peste tot și dacă găsești o nișă în care, spre care poți să mergi cu tehnologia pe care vrei să o dezvolți, atunci ai câștigat. Despre asta practic este vorba. Trebuie să găsești o nevoie și să încerci să o acoperi cu ceea ce dezvolți. Corect. Dacă accesezi programul ăsta, o să ai și siguranța unei viteze în dezvoltare care să te asigure să ajungi și printre primii care să acopere nevoia respectivă. Da. Și în felul ăsta. Eu, într-adevăr, aș mai adăuga să crezi în ideea ta
și faptul că se poate dovedi din punct de vedere tehnic sau poate consider că nu ai competențele necesare de a dezvolta, asta nu trebuie să fie un impediment. Sunt startup-uri românești evaluate la mai multe milioane de euro care nu dețin niciun dezvoltator sau nu dețin, nu au ca angajat niciun dezvoltator. Au în schimb o colaborare foarte bună cu diferite companii de dezvoltare și atunci cumva dezvoltarea lor e comună. Pe măsură ce startup-ul crește în vizibilitate și începe să aibă activitate în piață și compania de dezvoltare este acolo pentru a-și regrupa forțele și a fi alături de ei. Deci, aș spune că dacă ai o idee în care crezi, nu trebuie să pui rău înainte sau nu trebuie să consideri că ar fi prea dificil de implementat. Caută, opțiuni există în piață, există atât de mulți colaboratori, de multe companii gata să te sprijine. Crede în ideea ta și vezi ce poți face mai departe. Perfect, mulțumim. Cred că sunt sfaturi de folos și foarte pertinente. Și îmi place și ordinea în care le-a spus. Fiind și eu din background, având un background în economie și în partea asta, așa văd și eu lucrurile. În primul rând trebuie să rezolvi o nevoie. Trebuie ca cineva să aibă nevoie de ceva ca să poți să-i vinzi ceva. Chiar dacă nu e atât de conștientizată la început, dar trebuie să fie acolo o nevoie, trebuie să fie un pain pe care îl rezolvi. Și apoi perseverență, muncă. Da. Exact. De obicei ce am observat, startup-urile sunt cele mai critice, apropo de produsele lor, știi? Din afară, ideea arată mult mai bine decât... Probabil ei au analizat-o mult prea mult și atunci au despicat firul în patru și au ajuns să zică ok, poate nu e cea mai genială idee. Din afară lucrurile se văd mult mai bine și de asta zic, orice idee ai avea, continuă să crezi în ea. Foarte, foarte fain îndemnul tău. Nu știu dacă mai sunt alte întrebări, văd că nu mai sunt alte întrebări pe Slido. Dacă la punctul discuției unde am ajuns, mai credeți că e ceva de adăugat? Cred că am atins cam toate punctele suntem totuși, e o comunitate tehnică, dar trebuie să trecem cumva și către partea practică, să zic așa, și ce am pregătit pentru astăzi. Înainte de pauză, știu că avem un program și o scurtă pauză, corect? Ok. O să rog eu pe Răzvan să oprească. Da, okay. Să-i punem lui Alex. O să dau share ecranului meu. Perfect. Vă rog să-mi confirmați dacă puteți vedea ecranul. Imediat ar trebui să apară. Acum. Da. Îl vedem. Super. Okay, nu vă speriați, e un PowerPoint. Avem nevoie și de PowerPoint, dar ce vreau să vă arăt înainte de pauză este această aplicație. Ce vedeți în fața voastră nu este practic o super ofertă cu ocazia Black Friday la hrană pentru pisici sau lucruri de genul ăsta. Este o aplicație pe care noi am construit-o, iar companiile, clienții și partenerii noștri să o aibă ca referință. Cloud Native înseamnă un nou mod de a dezvolta aplicații, un nou mod de a dezvolta software și poate părea nevoios în momentul în care ești obișnuit să faci lucrurile într-un anumit fel, poate părea nevoios să explorezi o asemenea direcție. Ceea ce am făcut noi și ceea ce vă prezentăm astăzi este o aplicație complet funcțională de tip e-commerce. O să discutăm un pic mai în glumă sau mai în serios și apropo de nume și de ce am ales pisicile ca subiect al aplicației. Dar această aplicație este... Nimic nu e la întâmplare, exact. Această aplicație rulează în acest moment în Oracle Cloud. Iar ce voi primi voi la sfârșitul webinarului sunt practic toate artefactele, întreaga aplicație și posibilitatea să refaceți aceiași pași în propriile voastre conturi. Deci practic noi o vedem ca o aplicație de referință care poate fi folosit de oricine, indiferent cât este de avansat sau dacă este într-o fază incipientă a dezvoltării ceea ce înseamnă aplicații cloud native, poate fi folosită ca referință și ca mijloc de a învăța. Și de asta nouă ni se pare, există foarte multă muncă în spatele acestei aplicații. Folosim tehnologii precum serverless, Kubernetes și pe toate vi le vom arăta. Toate artefactele le primiți, infrastructure as a code, este o aplicație complet automatizată. Deci de asta zic, în orice punct v-ați afla acum ca nivel de înțelegere asupra ce înseamnă cloud native, este o aplicație bună și din punctul meu de vedere o puteți folosi fără niciun fel de problemă, alături de beneficiile Oracle Cloud pe care le oferim gratuit pentru a începe să dezvoltați. Super, super. Eu cel puțin abia aștept să văd prezentarea ta, Alex, să vedem exact
toate lucrurile pe care le puneți la dispoziție, așa din perspectiva asta tehnică. Luăm o scurtă pauză, dar nu plecăm niciunde. Nimeni nu părăsește incinta digitală. Rămânem în continuare aici, doar că e momentul să ne răspundeți voi, cei care ne urmăriți live, unor întrebări. Avem niște întrebări pregătite pentru voi pe oraletk.ro/live, așa cum vă spuneam. La secțiunea de polls, în partea dreaptă a live-ului de astăzi, vor apărea imediat întrebările pe care Răzvan și Alex le-au pregătit pentru voi. Cred că se afișează deja prima întrebare. When you check yourself in the mirror, what do you see? Hai să vedem, o să răspund și eu acum. Să vedem ce răspunsuri primim. Cred că ar trebui să lăsăm o secțiune de others sau something else. Da, și astea. Hai să ne prefacem care ar fi cea mai apropiată de noi, dacă nu. Dar eu cred că toată lumea se consideră cel puțin un profesionist, deci. Exact. Perfect. Super. Oamenii votează. Văd că mai mult, cel puțin momentan, partea de business e mai bine reprezentată. Înseamnă că prima parte a prezentării a fost de bun augur și de interes. Perfect, perfect. Cu siguranță și a doua parte va fi, mai ales că webinarul de astăzi este înregistrat și o resursă pe care o să o pun la dispoziție și o să avem pe contul de YouTube, contul nostru de Facebook, Oraletk Hub, și va putea fi accesată, vom trimite comunității întregi. Cred că sunt lucruri, chiar dacă poate unii din comunitatea noastră, care sunt mai mult în profilul acesta tehnic, n-au putut să fie prezenți acum live, cu siguranță o să se bucure de faptul că avem înregistrat programul. Sigur. Discuția noastră de azi. Bun, cred că avem răspunsurile, deci s-au păstrat în trendul. Majoritatea oamenilor sunt cu profil partea aceasta mai economic, antreprenori, oameni care folosesc tehnologia. Și avem și, nu știu exact cât reprezintă, 13%, dar cel puțin o persoană care se consideră un geeky developer. Bun, deci Alex, cu siguranță s-o primești cel puțin o întrebare. Cineva sigur te ascultă cu orbitele și cu ochii. Sigur. Bun, hai să trecem la următoarea întrebare. Cred că avem mai multe întrebări. Da. Ok, când spunem norișor, la ce ne gândim? When I say cloud, you're actually here. Cumva și prima și cea de-a doua întrebare au fost gândite pentru a înțelege cumva care sunt așteptările audienței de la prezentare, știi? Și răspunsurile voastre ne ajută foarte tare tocmai pentru a putea ghida prezentarea într-o direcție sau alta. Putem să petrecem 4 ore discutând, lejer 4 ore discutând aspecte tehnice în detaliu, sau putem să facem o trecere în revistă să vă prezentăm care sunt principalele avantaje. Deci puteți răspunde fără problemă. Da, văd că lumea răspunde, cred că o să ne facem o idee bună despre publicul nostru de astăzi. Așa. Ok, totuși, chiar dacă nu sunt foarte multe persoane care se consideră geeky developers, probabil sunt developeri care poate sunt mai în stadiu de junior, pentru că 50%, tocmai s-a schimbat statistica, dar jumătate, aproape jumătate, da, a rămas la 50%, se gândesc la detalii mai tehnice. Mașini virtuale care rulează în Linux și altele de genul ăsta. Bun. Ok, cred că Alex ți-ai făcut o idee acum la întrebarea asta, cu cine discutăm. Da. Mai avem o întrebare.
You're amazing at baking cookies. Dar când vine vorba de Cloud Native, ce se întâmplă oare? O să răspund și eu. Hai să vedem, avem între ascultătorii noștri persoane care se consideră sau sunt experți în zona asta. Poate invităm la următorul webinar. A, uite că avem. Vă rugăm să ne scrieți la info@arondoradateca.ro. Poate continuăm discuția și în altă zi și la o altă dată, împreună cu Răzvan și Alex. Da. Perfect, uite, încă se votează, mai așteptăm un minut. Majoritatea persoanelor sunt familiare, sunt familiarizate cu terminologia. Să vedem acum, mai departe, în timp ce Alex ne prezintă cât de multe lucruri rezonează cu noi, cât de multe lucruri le înțelegem și cred că vor fi totuși destul de multe lucruri noi pe care le vom învăța de la Alex astăzi. Bun, cred că lumea a votat. Alex, spune-ne, te rog. The stage is mine, exact. Nu? The stage is yours. Ok. În regulă. Super. În primul rând, mulțumim că ați participat la polul nostru. Mă ajută foarte mult în ceea ce să pregătesc cumva și să mă opresc asupra anumitor aspecte în cele ce vor urma. Puteți să-mi confirmați, vă rog, când vedeți ecranul? Da, se vede. Ok. Promit, nu o să fie dead by PowerPoint, dar avem cumva nevoie să avem o fundație, să avem o bază comună a înțelegerii asupra ce înseamnă Cloud Native. Și da, Cloud Native e un concept, probabil că ați mai auzit despre el, dar nu m-are mi surprinderea de câte ori discut cu un client, de câte ori discut cu un partener, cu un coleg cu expertiză tehnică, de fiecare dată observăm că Cloud Native înseamnă altceva pentru fiecare. Există o definiție oficială și este cea pe care o aveți în fața voastră. Dar eu am încercat întotdeauna să simplific lucrurile și încerc să privesc lucrurile dintr-o manieră mai practică, să zic. Și am venit cu următoarea definiție. Cloud Native is a development methodology designed with the cloud, for the cloud, that uses loosely coupled services that can scale. Foarte important, nu discutam despre Cloud Native înainte de apariția cloud-ului, corect? Și când ne gândim la cloud, ne gândim la cloud computing, servicii de public cloud. Avantajele pe care ți le aduce această platformă în momentul în care începi să folosești, să consumi un serviciu dintr-un cloud public, ai posibilitatea să scalezi, ai posibilitatea să gândești aplicații într-un mod diferit și cumva se face o tranziție naturală către ceea ce înseamnă loosely coupled services sau practic ceea ce în trecut era prezentată ca o aplicație mare, complexă, ce îngloba multiple funcții. La momentul ăsta poate fi construită sau spartă în diferite componente independente ce colaborează și practic, dacă ar fi să privim din avion, aplicația face același lucru într-un final, dar cu complet altă abordare. Abordare ce ne permite să avem diferite avantaje. Deci dacă ar fi să ne gândim la câteva caracteristici ale ce înseamnă Cloud Native, majoritatea aplicațiilor Cloud Native se bazează pe containere sau diferite versiuni al ce înseamnă aplicații dezvoltate în container. Asta ne permite cumva să dezvoltăm fiecare modul independent, ne permite să împachetăm, dacă vreți, funcționalități sau funcții ale platformei independent de toate celelalte și să le dezvoltăm în ritmul fiecăruia. Într-un final, există câteva avantaje ce țin de agilitatea și timpul în care putem să implementăm funcționalități, disponibilitatea serviciului, modul în care putem scala aplicația și așa mai departe. Și prima caracteristică, de cele mai multe ori vorbim de aplicații ce rulează în container. A doua caracteristică importantă, în momentul în care spargem aceste funcții principale ale aplicației, discutăm de microservicii. Da. Servicii ce sunt gândite să facă un anumit task specific și care poate fi dezvoltat independent. Chiar săptămâna trecută discutam despre ele, cred că sunt familiarizați.
Ascultătorul Este nostru. perfect, atunci nu o să insist prea tare, am văzut, mi s-a părut foarte interesant și e genul de proiect în care noi suntem implicați, aplicații monolit, aplicații existente pe care să le adaptăm cumva la ce înseamnă cloud native, tocmai pentru a, pentru a beneficia de avantajele pe care ți le aduce cloudul public. Ok, și atunci o să mă duc și către cea de-a treia caracteristică pe care noi am identificat-o, CI/CD sau automatizare. Practic, dezvoltarea, și există o groază de buzzwords, există termenul DevOps, există Continuous Integration, Continuous Development. Sunt mai mult decât niște buzzwords, sunt mai mult decât niște trinketuri simpatice pentru dezvoltatori. Practic, toate aceste mijloace sunt folosite pentru a automatiza într-un grad cât mai mare aplicația noastră. De la momentul în care dezvoltatorul scrie aplicația până la momentul în care ajunge să fie în producție. Sau, mă rog, vizează inclusiv modul în care sunt tratate anumite probleme cu niște sisteme productive. Deci cam astea ar fi cumva cele trei principale caracteristici ale ce înseamnă CI/CD. Cloud Native Applications. Da. Am deviat cumva de la definiția principală. Asta este cumva în viziunea mea. Bineînțeles că există multe interpretări ale acesteia și există, putem avea dezbateri întregi. Da, pe acest și subiect. E un subiect în continuă dezvoltare. Exact. De-abia. Dar cumva am încercat să interpolăm cam cum, prin baza experienței pe care noi avem, să prezentăm cam cum stau lucrurile. Și avem aici în față un tabel, apropo de abordări și apropo de cum arată o dezvoltare pe o metodologie de tip serverless versus microservicii, cam care ar fi avantajele. Nu o să stau să intru în detaliu, am văzut că în primul rând mă uit la ceas și îmi dau seama că suntem destul de suntem sub presiunea timpului. E important ca acest mai târziu, deci nu e nicio problemă. Ok. E important că aceste slide-uri să ajungă la dumneavoastră și da. Este important că veți avea din nou toate artefactele, tot ce veți vedea în continuare le vor ajunge pentru a parcurge împreună în propriu ritm toți acești pași. Ce vreau să exemplific și asupra căruia vreau să mă opresc? Dacă în trecut vorbeam de echipe de operațiuni și echipe de dezvoltatori, de aici și termenul de DevOps, când vorbim de o dezvoltare pe bază de microservicii, cumva cele două se întrepătrund și avem o abordare comună când vine vorba de dezvoltatori și de operațiuni. Și Cloud Native. Păi, Cloud Native e o fundație. Cloud Native e ceva foarte tare, foarte la modă. Ne face plăcere să discutăm despre Cloud Native, dar când ne punem în fața biroului la tastatură și ne gândim cum o să arate noua noastră aplicație, ne dăm seama că sunt o groază de instrumente acolo. Sunt o groază de proiecte, unele deja mature, altele în fază incipientă. Acestea sunt câteva proiecte. Ce aveți în față este practic landscape-ul proiectelor cloud native împreună cu partenerii, mă rog, și partenerii de tehnologie care oferă diferite soluții bazate pe acestea. Și în momentul în care pui în fața unui dezvoltator sau în fața unei persoane cu profil tehnic, dar poate nu e acel geek developer de care discutam, chestia asta creează confuzie, da? Fiecare din acest modul, în momentul în care începi să te documentezi și să faci un research asupra lui, o să vezi că sunt foarte multe detalii, foarte multe aspecte pe care trebuie să le iei în calcul. Plusuri și minusuri. Plusuri și minusuri, exact. Nu există o rețetă universală, nu există cea mai bună arhitectură, depinde de fiecare dată să pornești, adică asta e cumva recomandarea noastră, pornești de la nevoile pe care vrei să le acoperi și practic tehnologia trebuie să fie aleasă pentru a funcționa în interesul da, tău. Scuze că te întrerup aici, Alex. Deci, din câte văd, mai ales că complexitatea e atât de mare și chiar cineva ne întreba, fără experiență în domeniul ăsta de startup, probabil e și mai un avantaj mai subliniat faptul că voi oferiți consultanță cumva în cadrul proiectului Oracle for Startups. Mă gândesc că oferiți și în alegerea tehnologiilor. Da, exact. Așa a luat naștere și acea aplicație cu pisici. Okay. Aplicație pe care v-am spus, vă punem la dispoziție. Am creat o aplicație în care am încercat să înglobăm cumva experiența noastră și toate best practice-urile care ar merita cumva să fie urmate. Într-o aplicație este public disponibilă, pusă pe GitHub alături de codurile sursă și toate artefacte, tot ce înseamnă deployment în cloud, tot ce înseamnă documentarea procesului de a începe efectiv să lucrezi cu aplicația respectivă, tocmai în ideea de a veni în sprijinul startup-urilor sau dezvoltatorilor interesați să pornească de undeva.
Nu știu cum funcționează pentru voi, dar eu, de exemplu, de câte ori vreau să învăț ceva, sunt hands-on. Da? Caut un tutorial, încep să lucrez cu tehnologia respectivă. Cam asta cumva a fost și optica în ceea ce privește aplicația despre care noi discutăm astăzi. Hai să construim o aplicație pe care să o dăm mai departe clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri, astfel încât ei să poată să preia lucrurile bune pe care noi le-am inclus acolo și să le poată duce mai departe, să-și dezvolte propriile soluții în raport cu ceea ce noi am oferit ca o referință. Ok, te rog, mai avem o întrebare? Da, vreau să spun că cei care au întrebări pentru tine pot să intre pe oradea.tk.ro/live. Tot acolo secțiunea de Q&A, la fel cum i-a spus întrebările lui Răzvan în prima secțiune, puteți să puneți întrebări și lui Alex. Da. Bun, ca solution engineer, acum am eu o întrebare, dacă tot. Te rog. Ca solution engineer, cum veniți voi în ajutorul clienților și partenerilor? Cred că de fapt cam asta vrei să ne arăți acum. Da, în primul rând purtăm mai multe pălării. Arhitecți, specialiști cloud, consultanți tehnici. De fiecare dată avem o abordare consultativă. Începem, adică cum are loc o interacțiune cu un client sau cu un partener. Ne așezăm la masă, încercăm să înțeleagă în primul rând ce încearcă să facă. Okay. Încercăm să înțelegem care ar fi problemele și care sunt punctele pe care vrea să le îmbunătățească eventual. Pornim întotdeauna de la analiza o anumită situație. Ce se întâmplă mai apoi? În funcție de modul în care clientul slash partenerul își dorește să colaboreze, fie dezvoltăm, facem un demo al tehnologiei, fie ne gândim la o arhitectură pe care o propunem. Uite, cam asta credem noi că ar fi soluția pentru tine. Dacă are nevoie și își dorește cumva să colaborăm în direcția asta, avem posibilitatea să construim anumite aplicații sau anumite soluții împreună. Spre exemplu, săptămâna trecută, pentru o companie din zona de fuel management am dezvoltat niște dashboard-uri, niște în zona de analytics de data asta și nu dezvoltare de aplicație. În zona de analytics am dezvoltat niște dashboard-uri analizând un set de date și aplicând niște algoritmi de machine learning pentru ei. Ne-am dat un set de date sample pe care l-am analizat, am creat dashboard-uri respective și le folosim ca bază a discuțiilor ulterioare. Deci de fiecare dată încercăm să lucrăm cât mai aproape de parteneri și să ducem cumva lucrurile într-o direcție favorabilă atât pentru noi cât și pentru ei. Scopul lor este să implementeze o tehnologie, scopul nostru este cumva să o implementeze cu ajutorul tehnologiei noastre. Ok, perfect. Și toată expertiza asta, spuneai, o folosiți în a mentora startup-uri care intră în program. Da, asta. Din punct de vedere tehnic, ăsta e genul de interacțiune pe care avem, chit că discutăm de startup-uri, chit că discutăm de companii, nu contează. Deci genul ăsta de consultare tehnică există și disponibilitate din punct de vedere tehnic din partea noastră există. În programul de startup-uri, dincolo de acest sprijin din punct de vedere tehnic, programul de mentorat, și asta aș vrea să subliniez, există o vastă experiență în Oracle, oameni de business, oameni care știu cum să vândă anumite soluții, oameni care știu cum să dezvolte o strategie de marketing în jurul anumitei soluții și practic programul de mentorat merge dincolo de expertiza tehnică, merge în a te ajuta să crești. Da? Da, scuze, okay. Te-am întrerupt. Te rog. Te rog să... Mă întorc la slide, da, sau da, mai da, te rog, te rog. Ok, încerc să trec mai repede prin slide-uri ca după aia să sar în consolă, știi, de asta. Spuneam că cloud native, da, e mișto, sună foarte bine, poate părea dificil să adopți o astfel de cale, să zic, în a dezvolta aplicații, motiv pentru care există acest trail map și este cumva își propune să simplifice modul în care un developer sau o companie adoptă această metodologie și vedem că sunt 10 pași. De la cum ne punem aplicația în diferite containere, la cum automatizăm întreg procesul, până la modul în care stocăm efectiv acest cod și îl facem disponibil pentru a rula în producție. Da? Deci sunt practic 10 pași. Noi am venit și am construit un white paper. 10 pași ni se par destul de mulți, este adevărat că e foarte specific, dar sunt cumva 5 faze principale când vine vorba de a dezvolta. Și white paper-ul acesta este disponibil gratuit, o să puteți prin intermediul slide-urilor pe care le primiți să-l descărcați, să vedeți cam care ar fi cele 5 etape.
De ce vreau să mă opresc asupra celor 5 etape? Pentru că o să vedeți că toate aceste 5 etape, din punct de vedere tehnic, sunt implementate în aplicația noastră. Sunt implementate și primiți artefactele tuturor acestor etape. Da? Deci dacă vreți să vă jucați cu o aplicație cloud native, Mew Shop sau aplicația noastră cu pisici, cum mai spunem, este cel mai bun mijloc prin care puteți să treceți prin toate aceste tehnologii puse la oaltă. Faza 1. Containerizare și CI/CD. Am discutat deja, luăm codul pe care noi îl dezvoltăm, îl punem în containere tocmai pentru a putea să dezvoltăm o aplicație de microservicii. Procesul ăsta se automatizează tocmai pentru a reduce practic timpul și efortul de dezvoltări. Faza 2, în momentul în care avem multe servicii, toate aceste servicii cumva trebuie să comunice între ele și practic avem nevoie de un orchestrator. Poate ați auzit de Kubernetes, da. Bănuiesc că încă un buzzword îl găsim peste tot. Da. Kubernetes este o astfel de soluție și dincolo de faptul că orchestrează activitatea tuturor acestor componente care sunt gândite să colaboreze, practic te ajută și cu observabilitatea. Iar în zona de observabilitate, practic în momentul în care vii și decuplezi toate aceste servicii și ai o eventuală problemă, vei observa că e destul de dificil să-ți dai seama ce a generat problema respectivă sau de unde apucăm problema. Și asta este cea de-a doua fază în care tratăm acest aspect. Cum ne dăm seama unde apare o problemă în aplicația noastră la modul general. Și dincolo de partea asta de Kubernetes, asta este faza în care auzim de tehnologii sau tool-uri precum Prometheus, Grafana, Fluentd și așa mai departe. Pasul numărul 3, și ăsta cumva poate fi tratat ca proiect la nivel de companie, nu trebuie să fie ceva specific unei aplicații noi, service proxy și service mesh. Modul în care, având astfel de aplicații, multe și eventual vă ținem pumnii ca business-ul vostru să crească foarte mult și să aveți din ce în ce mai multe aplicații, modul în care ne asigurăm că avem o vizibilitate bună asupra întregului ecosistem. Toate aplicațiile pe care le aveți în ecosistemul vostru să fie ușor de monitorizat. Faza numărul 4. Datele trebuie să fie stocate într-o anumită formă. Și aici vorbim de diferite tehnologii, printre care și baze de date. Și faza numărul 5 este cumva secțiunea Others, dacă vreți. Aici includem practic tehnologii sau mijloace prin care aceste aplicații pot să comunice între ele. Discutăm despre serverless, discutăm despre servicii adiționale care prin înglobarea lor în arhitectura generală pot să îmbunătățească teribil modul în care aplicația noastră funcționează. Ok, nu o să intru mai mult în detalii. În mod normal, dacă vreți să intrăm în detalii pentru fiecare pas, vă rog să ne contactați. Practic, prezentarea de astăzi poate căpăta forma unui workshop de o zi, dacă vreți, în care intrăm efectiv în detaliu și discutăm mai multe aspecte. Ce aș vrea, în schimb, să facem este să trec la aplicația noastră cu pisici. Și spuneam că numele nu este întâmplător, da? Mew Shop. De ce Mew Shop? Pentru că ne-am gândit noi, dacă vrei să ai succes în internet și dacă vrei să devii popular, trebuie să conțină pisici. Nu știu dacă ați vă uitat la statistici, apropo de videourile pe YouTube, de departe, ce conține pisici este... Are engagement incredibil. Da. Exact, exact. Dincolo de asta, microservices, Mew Shop. Da? Iar tehnologiile pe care le folosim, Docker, Kubernetes, NATS, Grafana, Function, Fluentd și Terraform. Sunt doar câteva din tehnologiile pe care le-am inclus în această aplicație. Și pentru că observ că este ora 4 și 10 minute, o să sar direct în consolă. O să te rog pe tine, Laurențiu, să-mi confirm dacă puteți să-mi vedeți. Da, da. Parola nu ți-o vedem, dar... E perfect atunci. Ok. Spuneam că ce avem aici acum în față este aplicația noastră de referință. Și asta e aplicație Polyglot. După cum puteți vedea, e o aplicație de tip e-commerce, complet funcțională, în care putem să venim și să adăugăm produsele. Dacă încarc și pagina, putem să venim să adăugăm produsele în cartul nostru, putem să venim să facem checkout, putem să ne completăm profil și așa mai departe. Deci este o aplicație absolut funcțională. Iar această aplicație vă este disponibilă, v-am spus, cod sursă și toate artefactele vi le punem la dispoziție. De ce am construit această aplicație și de ce aveam nevoie să avem o aplicație? Pentru a vă arăta modul în care această aplicație arată în spate, care este arhitectura aplicației general.
Și spuneam, vă prezentam în prima fază că punem diferite funcționalități sau diferite funcții aplicației în microservicii, prin intermediul containerului. Okay. Da? Puteți vedea, de exemplu, că tracking, componenta de tracking a aplicației, componenta de ordering a aplicației, toate sunt construite independent sub forma unor microservicii ce colaborează. Și asta este arhitectura aplicației pe care noi o avem astăzi în față. Te rog. Toate componentele astea sunt destine stătătoare și pot fi folosite de către oricine, în orice fel de proiecte? Pot fi folosite ca referință. Bineînțeles că ele vor trebui ajustate, dacă vrei, okay, modificate nevoile lor, dar codul sursă este acolo. Dacă vrei, ai nevoie de inspirație într-o anumită implementare, cu siguranță poți să-l folosești. Urmează să intru pe GitHub să arăt efectiv proiectul pe care îl punem la dispoziție. Okay, aș fi vrut, în schimb, să mă opresc un pic asupra arhitecturii. Sigur. Și să vă arăt că ne-am gândit cumva să construim, din nou, ce vedeți aici, în fața voastră, sunt diferite microservicii care rulează într-un cluster de Kubernetes. Acest cluster de Kubernetes poate fi în Oracle Cloud, dacă aveți nevoie de un serviciu administrat, acolo unde să-l rulați, sau poate să fie orice altă soluție de Kubernetes, poate să fie clusterul vostru dacă într-un motiv anume v-ați configurat așa ceva. Există, într-adevăr, o interacțiune cu diferite componente, diferite servicii pe care noi le avem disponibile. Spre exemplu, baza de date autonomă sau serviciile noastre de streaming, storage-ul de tip bucket, acolo unde ținem pozele efectiv unde ținem pozele sau conținutul static, apropo de ceea ce vezi în aplicația noastră cu pisici, da? Un serviciu de trimitere de e-mail-uri. Și toate aceste componente cumva le-am pus cap la cap sub forma acestei aplicații, tocmai în ideea de a avea, ca voi să aveți un good starting point în momentul în care vreți să experimentați cu cloud-ul nostru când vine vorba de cloud native. Ce aș vrea să vă mai arăt, poate că e destul de evident din iconițele folosite, folosim diferite limbaje de programare. Am scris special diferit într-un, am avut o abordare poliglot special tocmai pentru ca diferiți programatori cu diferite background-uri să le fie familiar și să le fie simplu cumva să înceapă să studieze această aplicație. Avem aplicații scrise în Node.js, Go, dacă știi Java, Helidon, Micronaut, diferite framework-uri pe care le-am folosit. Deci, îndemn pe oricine poate să se referim. În primul rând, ce mi-am propus să vă arăt, partea de documentare în care efectiv pornind și folosind codul sursă pe care vi-l pune la dispoziție, fiecare pas este documentat și explicat, astfel încât puteți practic reproduce aceiași pași și spuneam că în final veți obține aceeași aplicație în producție. Okay. Sunt câteva componente opționale, dacă vreți le implementați sau nu le implementați, de exemplu pentru un pipeline de Jenkins puteți să le implementați sau nu. Pe zona de observabilitate aici, din nou, Istio, de exemplu, este opțional. Deci am încercat să venim cu un cod complet, dar care să-ți permită să faci foarte multe lucruri și să fie cumva alegerea ta ce anume vrei să faci. Dacă vrei să o iei step by step sau vrei să ai un ciclu complet automatizat, putem să facem lucrurile astea. Și ce aș vrut să vă mai arăt. Dacă alegeți, de exemplu, noi oferim posibilitatea. Hai să mă întorc un pic la slide-uri. Te întrebi, ok, asta este aplicația, foarte frumos, dar poate nu am resursele, nu am unde să rulez chestia asta. Avem posibilitatea, prin Oracle Cloud, avem posibilitatea să oferim oricărui client. Nu vorbim de companii, apropo de SRL-uri, vorbim de individ. Tot ceea ce ai nevoie, o adresă de e-mail până la urmă și un card bancar, dar nu ca să luăm bani de fel, ci doar ca să validăm faptul că ești cine spui că ești. Da. Avem mai multe posibilități. Avem posibilitatea, adică voi aveți posibilitatea să vă creați un cont always free în care primiți resurse de calcul gratuit for life. Nu există limitare apropo de durata pe care aceste resurse vă sunt puse la dispoziție. Și în plus primești acești $300, termen de 30 de zile, $300 pe care poți să-i folosești dincolo de serviciile always free, poți explora orice alt serviciu. Și aici în Oracle Cloud, dacă pot să vă arăt, e mult mai simplu decât să povestesc. Sunt foarte multe servicii ce merită testate. Pe zona de baze de date și data management, MySQL as a service. Asta e o chestie foarte, MySQL e foarte cunoscut, foarte apreciat. Foarte puțini oameni știu că vine de la Oracle și că este dezvoltat în continuare de Oracle, știi? Noi oferim
singurul serviciu de MySQL Enterprise Edition în cloud la un preț incredibil. Servicii de integrare și servicii de dezvoltare în zona de inteligență artificială, servicii de analytics, servicii de monitorizare a infrastructurii, platformă de blockchain. Sunt foarte, foarte multe soluții pe care vă invit să le testați. Bun. O să zbor acum un pic în Visual Studio. De ce? Pentru că spuneam, am gândit aplicația asta și practic punem tot pachetul ăsta de resurse, toate artefactele la dispoziția voastră. Indiferent cât de familiari sunteți sau nu sunteți, ceva util puteți extrage din proiectul ăsta. De ce? Pentru că am gândit în felul următor. Și o să iau folder cu folder ca să vă arăt. De exemplu, sursă. Avem practic tot codul sursă pentru toate componentele pe care noi le-am discutat. Da? Dacă ești developer de Node.js, poți să vii, sau uite, developer de propriul tău rig. Dincolo de codurile sursă, în zona asta de deploy, am venit cu două opțiuni. Basic. Basic practic înseamnă că nu folosim un cluster de Kubernetes și tu poți să faci deployment-ul ăsta cu ajutorul unor Dockerfile pe o mașină virtuală sau poți să o faci pe, poate fi chiar mașina virtuală gratuită sau una din cele două mașini gratuite pe care le primești pe viață în baza Oracle Cloud Free Tier. Sau poate fi, nu știu, propriul server, poate fi stația ta și așa mai departe. Sau există varianta completă. Iar varianta completă deja complică lucrurile. Adică am adăugat alte tehnologii. Vorbim deja de Kubernetes, vorbim deja de Docker Compose pentru a orchestra deployment-ul, de exemplu, pe o stație locală. Și on top of this, venim cu încă o tehnologie care automatizează întreg procesul. Terraform este un tool oferit de HashiCorp, este foarte popular. Terraform îți permite să provizionezi infrastructură, aplicații, clustere de Kubernetes, servicii și așa mai departe. Practic, toate lucrurile astea sunt disponibile în proiectul nostru. De-aia zic că, urmând documentația și nivelul pe care îl ai în acest moment, poți să parcurgi fie toți pașii, fie să iei punctual și să folosești resursele astea ca mijloc de a învăța. Recunosc că în discuțiile pe care le avem cu startup-uri și avem din ce în ce mai multe discuții cu startup-uri, de fiecare dată când primim o întrebare, încercăm să facem referire la acest cod, tocmai pentru a-l folosi ca exemplu și ne-a cumva ușura atât munca noastră cât și munca lor. Știi? E mult mai ușor să iei ceva existent, da, și să discuți pe un exemplu concret. Ok, mă uit la ceas. Teoretic ți-am spus, dacă sunt ceva întrebări, putem să intrăm în detaliu pentru fiecare modul. Știu ultima linie de cod din povestea asta sau suntem oricând disponibili pentru voi să continuăm discuția, poate pe un topic, similar sau mai avansat. Și asta e ultima chestie pe care aș vrea să o subliniez. Spuneam că toată lumea, individ sau companie, nu contează, aveți posibilitatea să înregistrați un cont gratuit și o să primiți următoarele resurse. Două mașini virtuale, două baze de date autonome, storage, capacitate, mă rog, networking practic și load balancer pentru a-l pune în fața unei aplicații și diferite alte servicii pentru a monitoriza buna funcționare a aplicației. De ce merită menționat? Pentru că în cazul unor startup-uri care au nevoie, de exemplu, de resurse în prima fază care să, nu știu, să pună un site public sau au nevoie de un blog sau au nevoie de lucruri simple, lucruri aflate la început de drum, pot să beneficieze de resursele astea și să le folosească fără niciun fel de cost, neexistând nici măcar o problemă din punct de vedere la un moment dat se va termina sau nu voi mai avea acces la resursele respective. Always free înseamnă că aceste resurse sunt disponibile pe viață. Foarte tare. Pentru că cineva chiar punea întrebarea asta și acum Răzvan a acoperit în partea de business. Care sunt beneficiile, întreabă cineva, care sunt beneficiile mele ca și startups să încep o colaborare cu Oracle? Și uite, chiar slide-ul ăsta ce avem în față, cam astea sunt beneficiile pe care le ai din punct de vedere tehnic. Uite, nici eu nu știam partea asta și eu am câteva site-uri și probabil dacă știam informația asta mai repede, puteam să folosesc serviciile astea care sunt gratuite și uite, nu doar un trial de o lună, două, trei, exact. Și e vorba de for life până la urmă. Nu,
Nu e târziu nici acum să le folosești. Eu îmi țin blogul personal pe astfel de shape și n-am niciun fel de problemă. Iar apropo de întrebarea care sunt avantajele, a menționat acolo Răzvan, ok, aspectul financiar. A spus că primești până la 1500 de dolari credite de cloud, adică să folosesc servicii cloud on top of ce primește aici gratuit și la servicii la care au acces, la care are acces orice individ. Acei 1500 de dolari, care deja li se aplică un discount de 70%, înseamnă 5000 de dolari. Primești servicii cloud în funcție de 5000 de dolari. De la momentul în care folosești cei 5000 de dolari, pe următorii 2 ani vei primi gratuit discount 70%, ceea ce înseamnă că serviciile cloud utilizate în Oracle Cloud, dacă alegi să mergi cu noi ca furnizor de servicii cloud, prețul pentru infrastructura cloud și pentru serviciile folosite va fi incomparabil mai mic decât Amazon, Google Cloud, Azure și așa mai departe. Deci 70% au startup-urile care se înscriu în program? Automat 70% pe 2 ani, asigurat. Wow, cred că asta e o ofertă foarte de interes și cu siguranță vor fi oameni din comunitate care vor vrea să discute mai multe cu voi. Am dat exemplu companiei în prima parte a prezentării, companiei din Macedonia de Nord. Da. Ei au o soluție de blockchain administrată de către noi, de fapt e un Hyperledger oferit ca și serviciu de către Oracle, care lunar îi costă 560 de dolari ca idee, întreaga lor infrastructură pe partea de blockchain. 560 de dolari. Asta pentru că are acel discount de 70%. 70%, exact. Deci probabil undeva la 1500-1600 de dolari era costul lor dacă exact. Nu beneficiau. Da. De program de startup. Este foarte mult, foarte, foarte mult și când te gândești că un startup în tehnologie, mai ales dacă fondatorii sunt în echipă și nu se plătește neapărat un salariu două, ca să vorbim acum foarte, foarte pragmatic, ai la 30%, îți dai seama ce avantaj față de competiție ai, ce runway ai în funcție de fondurile pe care le ai. Poate ai 70%, te ajută mai mult în zona de promovare, în alte direcții, să investești dacă ai la dispoziție. Cred că sunt niște resurse de pus mâna pe ele. Exact. Și acum, dacă tot este să vorbim foarte deschis și onest, ce observăm în rândul startup-urilor, foarte multe startup-uri sunt interesate să-și ruleze aplicația pe infrastructura noastră, deoarece Oracle a intrat cumva târziu în piața asta, adică suntem în competiție directă cu Amazon, Azure, am comentat deja lucrul ăsta. Și cumva Oracle nu își propune să facă bani din zona de infrastructură. Oracle a construit un serviciu de cloud public care este destinat companiilor de enterprise, dar la un preț foarte, foarte bun. Dacă veți compara prețul, nu știu, pe mașină virtuală, noi nu monitorizăm trafic est-vest, nu avem costuri adiționale și toate lucrurile astea pentru că a trebuit să răspundem unor nevoi de tip enterprise. Okay. Adică, nu știu, cine are experiență, de exemplu, cu o aplicație complexă, mare, de tip core banking, dacă vrei să faci un sizing în Amazon de așa ceva, o să vezi că te ia durerea de cap. Datorită tuturor costurilor adiționale pe care le nu poți să le prevezi sau nu poți să le estimezi din punct de vedere corect. La noi totul este mult mai simplu și, de exemplu, de asta colaborăm foarte mult cu startup-uri pe zona asta de servicii de Kubernetes, acolo unde practic folosim open source. Nu facem altceva decât în Oracle Cloud la momentul ăsta, dacă vrei un serviciu de Kubernetes, nu plătești decât costul infrastructurii pentru workeri. Nu plătești cost de management, nu plătești trafic est, vest, sud, nord și așa mai departe, plătești efectiv infrastructura. Și aici este o zonă în care din ce în ce mai multe companii și din ce în ce mai multe startup-uri, corelat cu cei 70% discount pe care îi primesc pe primii 2 ani, au început din ce în ce să apeleze, din ce în ce mai des să apeleze la noi, tocmai pentru a-și migra anumite aplicații și a scădea costurile operaționale. Ok, deci asta e business offering și cam asta e poziționarea Oracle în toată situația asta, fiind unul dintre provideri și nu cei care au venit prima dată cu astfel de soluții. E o ofertă prin care vor să, din câte înțeleg, doriți să arătați ce valoare puteți să aduceți. Timp de 2 ani cred că este timp suficient să se vadă fiecare valoare a serviciilor pe care le oferiți. Cam apoi cei care sunt interesați și văd valoare în asta să continue să folosească serviciile. Pentru că cineva întreabă, bine, bine, e vorba aia, ok, dacă
ceva e gratuit, produsul ești tu. Ce concernuri ar trebui să aibă oamenii legat de data privacy, security, cât de acoperite sunt datele lor în moment ce le pun în, la dispoziția, bine, nu le pun la dispoziția voastră, dar folosesc tehnologia voastră și datele lor sunt integrate prin tehnologia voastră. Asta e o întrebare, da, e o întrebare care privește nu neapărat ce oferă Oracle, privește cumva cam toate soluțiile de public cloud. Așa e. Realitatea este că, da, în urmă cu 10 ani, chiar și astăzi, în funcție de piață, există această reticență în a muta date din diferite motive către cloud. Unele din ele sunt chiar restricții din punct de vedere legale, compliance, de exemplu. Nu ai voie să muți datele în afara țării sau în fața spațiului european. Depinde de domeniul de aplicare. Exact. Realitatea este că astăzi, în 2020, din ce în ce mai multe companii se duc cu aplicații și sisteme critice în medii productive în Oracle Cloud. Și nu numai în Oracle Cloud, sunt convins. Realitatea este că cloudul sau serviciile de cloud public oferă o siguranță a datelor extraordinar de bună, da? Gândește-te că sunt servicii care au fost gândite, cel puțin în cazul nostru, să acomodeze aplicații critice, aplicații bancare. Nu tratăm ușor lucrurile astea, iar Oracle este cunoscut pentru siguranța de care dă dovadă. Este unul din aspectele ce ne fac ca provider pentru mediile enterprise. Realitatea este că nu sunt motive cu adevărat de îngrijorare că, nu știu, am auzit o felul că aveți acces la datele mele. Realitatea este că nu avem acces la datele noastre. Și o să descoperi asta când o să-ți pierzi cheile de acces la o mașină virtuală și nu te putem ajuta, spre exemplu. Da, e o discuție dificilă, merită intrat în detaliu, dar realitatea e că cloud-ul la momentul ăsta se pretează pentru medii de producție, pentru medii de testare, dezvoltare, nu există niciun fel de problemă sau, nu știu, impediment care să stea în a folosi servicii de cloud. Cred că oamenii privesc lucrurile foarte, foarte, foarte simplu și obiectiv așa. Adică, ok, îmi dai 70% discount, what's the catch? Și asta de fapt e întrebarea, pentru că oamenilor le e frică, da, dau datele mele, se pot folosi de ele. Există tot felul de frici și acum mai suntem și avem parte și de ADN-ul ăsta balcanic și avem noi o chestie din asta să nu știe nimeni la ce lucrezi, ce fac, că îmi fură vecinul capra, lucruri de genul ăsta și cred că merită să... Și cred că ai făcut asta, tocmai ai făcut asta, Alex, să le spunem oamenilor că nu e vorba despre asta. Oracle vine din zona de enterprise și acum accesează zona de startups. Ai o infrastructură puternică și o faceți disponibilă și pentru proiecte mai micuțe și orice tip de afaceri și oricine care folosește tehnologia în vreun fel. Și pentru cine nu cunoaște Oracle, dincolo de baza de date care este arhi cunoscută, există foarte multă proprietate intelectuală și noi de acolo cumva încercăm să facem bani. Zona asta de infrastructură este, dacă vreți, o zonă de investiție pe care o punem la dispoziția startup-urilor în speranța că vor crește. Dacă ei vor crește și noi vom crește odată cu ei. Așa cum Zoom ne-a ales, de exemplu, să-și pună infrastructura, să mute infrastructura de pe Amazon în momentul în care toată criza asta a apărut și iar volumul de trafic de pe site-urile lor a început să crească din ce în ce, explodat, exact. Datorită raportului preț-performanță pe care îl oferim, Zoom e o poveste de referință publică. Okay. Zoom a ales Oracle Cloud. Da, deci asta dacă spune folosești ceva. Zoom, exact, asta spune ceva. Și dacă folosești Zoom în mod, nu știu, curent, s-ar putea ca traficul tău să treacă prin data center-urile noastre oricum, da? Foarte, foarte, foarte tare. Nu știam partea asta, că am migrat înspre voi, înspre soluția voastră. Asta spune destul de multe. Da, nu știu dacă mai avem alte întrebări la momentul ăsta. Știu că și... Da, mai avem o întrebare. Da, asta tocmai ne-am ocupat de ea, cu aspectele de privacy security.
la care trebuie avut atenție. Acum, cu siguranță, revine dezvoltatorului modul în care își scrie codul, modul în care aplicația lui este protejată și își protejează datele, dar dacă vorbim despre siguranța infrastructurii voastre, cred că deja ne-ai explicat cum stau treburile. Exact. Acum, as a side note, că spuneai de cei de la Zoom care au trecut pe infrastructura voastră, știu că că TikTok semnează sau urmează să intre într-un parteneriat cu Oracle. Așa, ca să... Dar n-aș vrea să comentez, citesc și eu și le-am văzut. N-aș vrea neapărat să comentez. Ce pot să spun, în schimb, este că, într-adevăr, spuneam că avem un raport foarte bun calitate, performanță, preț. Da? Orice aplicație are nevoie să scaleze, are nevoie de putere, de performanță, se pretează pentru a fi migrată către Oracle Cloud. Pentru că dacă ar fi să intrăm în detalii apropo ce înseamnă Oracle Cloud, Oracle Cloud este construit total diferit. Nu știu dacă ați fost vreodată, eu am un background de infrastructură și am lucrat pentru un vendor de infrastructură foarte cunoscut. Dacă te duci, de exemplu, la Facebook să vezi cum arată serverele lor, sunt o tăviță cu componentele puse pe tăviță, cu velcro în momentul în care ceva s-a stricat, l-ai scos, l-ai aruncat. Cam asta a fost abordarea pentru a ține costurile cât mai reduse și cu primele generații de cloud. Doar că genul ăsta de abordare nu funcționează pentru clienți enterprise, pentru clienți Oracle. Și cea de-a doua generație cloud este constructiv, de la șurub, dacă vrei să o iei așa, până la nivel de software, construit diferit. Și cumva ăsta e și motivul pentru care ne diferențiază. Putem intra în detalii oricând, fără niciun fel de problemă. Ok, perfect. Încurajez pe toți cei care vor să aprofundeze discuția și să o continue. Veți primi din partea noastră, ne puteți contacta datele de contact al lui Răzvan, al lui Alex și puteți să-i contactați pe ei direct. Cu siguranță ceea ce ne-ați prezentat astăzi e de o mare valoare pentru comunitate și vă mulțumesc pentru inputul pe care l-ați adus, pentru valoarea pe care ați adăugat-o. Avem lucruri la care să ne gândim, am învățat lucruri noi și avem resurse noi. Asta eu văd un mare, mare plus, discuția pe care am avut-o noi astăzi. Și Oradea fiind eu îl consider chiar un centru în creștere, în dezvoltare, în zona aceasta de tehnologie în România, totuși începem să avem și povești de succes internaționale cu funding chiar de la Google, mă refer la Typing DNA. Avem firme mai mari care dezvoltă proiecte mai mari, cum am văzut și în webinarul trecut. Cred că este foarte, foarte important să știm că avem parteneri alături de noi și sunt soluții pentru problemele noastre, că sunt oameni care pot să fie alături de noi, să ne mentoreze, să ne pună la dispoziție tehnologii ca să putem să creștem, pentru că nu ne mai limitează și vedem asta și cu pandemia. Nu ne mai limitează spațiul geografic, suntem într-o piață mondială și în momentul în care pui ceva pe internet, ai putea la fel de bine să-l vinzi în toată lumea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cea de-a cincea ediție a webinarului Oradea Tech Hub Latest Tech Trends. Dacă aveți un ultim gând pentru cei care ne urmăresc live și cei care urmăresc această înregistrare, Răzvan. Eu îi aștept pe portalul despre care vorbeam, îi aștept cu drag să-mi pună întrebări și să mă contacteze personal pe mail și să ne conectăm, să fim cât mai aproape și să încercăm să fim acolo complet, să-i ajutăm să crească. Perfect. Mulțumim, Alex. Din partea mea, da, nu fiți străini. Dacă aveți o idee în care credeți, investiți timp și ce să vă zic, noi vă suntem aproape și promit că vom fi aproape. Trebuie doar să ne contactați să vedem modul în care vă putem ajuta. Oracle în România înseamnă aproape 5.000 de angajați, deci vă dați seama că avem expertiza, avem expertiza necesară și mie personal mi-ar face plăcere, dincolo de regiunea geografică pe care o acopăr, să ne focusăm mai mult pe România și să sprijinim creșterea unor companii aici. Da, am omis să spun asta. Tu, de fapt, ești pe partea de Eastern Europe, coordonator pe zona aceasta tehnică. Deci aveți în Alex o persoană care cu siguranță poate să contribuie cu ceva în proiectul vostru. Ce aș ruga pe toți cei care ne urmăresc acum, să ne dați un scurt feedback.
veți putea intra acum pe oradetk.ro/live, la secțiunea de polls unde ați avut întrebări și ați răspuns întrebărilor. Puteți să ne dați acum un rating și să ne spuneți cum vi s-a părut webinarul de astăzi. Așteptăm în continuare feedback-ul vostru pe pagina de Facebook, pe contul de Instagram, TikTok încă nu avem, dar probabil vom ajunge și acolo. Subscribe paginii noastre, contului nostru de YouTube, unde puteți să urmăriți toate înregistrările cu webinarele și alte materiale pe care le vom crea în viitor. Ce pot să vă spun, următorul nostru webinar va fi în data de 26 noiembrie, deci săptămâna viitoare. Un nou subiect, invitați care aduc și pot să aducă valoare din nou, cum vedeți s-a întâmplat și astăzi. Găsiți mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook, urmăriți-ne acolo. În continuare, mulțumim partenerilor noștri, mulțumim încă o dată Răzvan și Alex pentru prezența webinarul nostru. Mare drag! Sperăm să ne revedem cu bine. Eu am fost Laurențiu Culda. Și vă mulțumesc pentru atenție. Până la viitoare, la revedere, o după masă frumoasă!